Sindicatul Mine Energie Oltenia nu și-a obținut nici astăzi personalitatea juridică, instanța dând un nou termen. Sindicaliștii se vor prezenta din nou la judecătorie pe data de 9 aprilie cu o serie de documente solicitate. Numărul membrilor de sindicat ale sindicatelor care doresc înființarea SMEO și de asemenea procesele verbale ale ședințelor, ale organelor de conducere ale sindicatelor respective prin care s-a decis formarea SMEO. SMEO a luat ființă prin dizolvarea a 12 sindicate, ai căror membrii au aderat la noua formațiune. Încercările înființării juridice au fost cu peripeții încă de la început, când juriștii sindicatului nu au întocmit corect actele.